Au intrat niște cioburi în ochi, n-a fost nimic sever, dar ăsta al meu, deci repet, nu l-a cus pe elicopter treaba asta, dar eu vă spun exact toată povestea cum a fost, da? Ăsta a aruncat cu un pahar și după aia ăștia au plecat, adică elicopter cu Iorga, au plecat cu încă un prieten doi cu care mai erau ei, au plecat, noi am plecat și noi, a venit ambulanța, lucrurile s-au închis. Eu am fost foarte supărat pe această chestie, pentru că eu am rugat frumos pe om să nu se bată și omul s-a luat la bătaie. Și la acea seară, la 3-4 dimineața cât era, în timp ce eu stăteam să-i scot cioburi din capul smără, am luat următoarea decizie, care mie mi s-a părut foarte corect. Am spus, bă, eu nu pot să fiu în preajma unor oameni care au un asemenea comportament imprevizibil, care s-ar abătaie pur și simplu. Mie nu-mi place acest anturaj și deși viața personală e personală și viața profesională e profesională, eu nici în viața profesională nu mai vreau să fiu asociat cu un asemenea comportament, care nu consider că mă reprezintă. Și nu e, mai ales că, repet, omul elicopter, el poate vă spune altceva, dar el abia aștepta, deci ăla nu i-a făcut nimic, el abia aștepta să fie o mișcare, o privire, orice ca să sară la bătaie. Vă spun cum a fost direcția.